Salutare băieții și bine v-am găsit la un nou vloguleța. Astăzi, mă băieții, suntem frumos pe Barosăneală, unde la Oradea, suntem aici la Bihoreani, mă băieții, mă. De unde vom la am luat deja, că m-am urcat în el, am și dormit deja. A venit după în ziua de 1 mai muncitoresc, după masă am plecat de acasă cu microbusul de la noi la companie. Am venit la acest dăfuleanu care trebuie să-l luăm, să mergem să-l descărcăm la Chișinău Criș și după care mergem Alțăndolș la Craiova, mă băieții. O să avem pe Caransebeș, Orșova, Drobeta, o să avem un traseu excepțional de frumos. Și vreau să vă spun, la fel ca de fiecare dată, mă băieții, vă iau cu mine în cursă. Bineînțeles, dacă stați aici și vreți să veniți cu mine. Dacă nu, asta e, mergem înainte, vorba aia, tovarăș, că înainte era mai bine. Stai aici, că îi dăm să pută tobele. Căceng! Direct pe băstârcă. Direct pe băstârcă, mă băieții. Ia să vedem, avem aici un 10-25 ore de pauză. Dăm frumos o începere de program. Țară inițial Românica. Dăm frumos pe Barosăneală o pornire de faruri și începem săptămâna în forță, dând cu spatele. O parca colegul ăsta de la Vanvai, ca fui nu. Colegii ăștia de la Vanvai, mă, nu. Dar noi ala bani când ne descurcăm noi. Cu pauzica aici la Master Oradea, la Rompetrol, pe calea Borșului. Aici de obicei facem noi pauzica. Și în momentul ăsta eu dăm să pută tobele. Să ieșim din Oradea, e 6:55, să părăsim Oradea până nu începe să se aglomereze maxim. Drum aici, mă, la Oradea, mă, pe breteaua asta, mă, de ieșit aici, mă, și pe calea Borșului, aici, pe capă, mă, din cabina în daua. Nu altceva. Nu vă țin cu mine pe aici, pe traseu, să vă plictisesc. Să nu uităm să mulțumim aici domnului Ionuț, care a dat această cursă, Trăivar, familia dumneavoastră. Bing bang, direct Chișinău Criș. Am venit rachetă, mă, băieții, mă, de la Oradea, mă. Ștrasele au fost mega, mega liber. Am venit super bine. Imediat ajungem să descărcăm, să scăpăm de 16 tone de marfă. Că putem spune că mergem aproape goi la Craiova. Numai trebuie să țină bine vagonul după noi la cât de forță o să merem. Da, uitați aici, Chișinău Criș. M-am gândit la un moment dat să vin până aici în ea, să fac pauză lângă această companie Maschio. Știam de locurile astea, dar în același timp îmi aduceam de aminte și indicatoarele cu prent, trebuie să cu 3 toni jumate. Și am zis, bă, n-are niciun rost. Deci era un locoi, mă, puteam să mă prind să-mi iau o cafeluță. Aș mai bea o cafă, mă, băieții, mă. Voi câte cafele dârmați pe zi? Nu știu, în ultima vreme atâta de multă cafă beau. E când m-am lăsat de duhănit, compensez cu cafă. Hai că nu, eu cel puțin. V-am mai spus și în alte vloguri. Cam două cafele cu alea mă trezesc. Una beau așa, bă. Încă s-a amorțit până o gani bău și cu a doua îmi dau trezirea. Peste 400 de metri, la sensul giratoriu, urmează prima ieșire spre strada înfrățirii DN79. Auzi, mă, ce spune asta, mă, pe strada înfrățirii, mă. E la sensul giratoriu de la primărie. Penis Market, Chișinău Criș. Și
stația, că nu ne trebuie aici. Ora la care am ales să plec, la 6 fără 5 minute. Ia uite-mă, căprițele, mă. Căprițele. Am plecat la 6 fără 5 la Oradea și vreau să vă spun că așa am trecut prin majoritatea locațiilor, gen Salonta, uite acum trec Chișinău, Criș, fără mai niciun pic de aglomerație. Deci a fost ștoc acolo și ștoc erau. Sol așa când treci și prinzi exact oră de vârf în mini orășeale de astea, că până le treci, scocoșești acolo 30-40 de minute de program. Uite că astăzi așa s-o aliniat astrele, am nimerit ora în care nu am mers cu toată lumea deodată. Suntem la ieșire din Chișinău, Criș, la intersecția cu Vârșandu. Unde mea la Bekek Soba, în Ungaria. În zonă de vamă bune să trece cu camionul. Una dintre vămile pe care poți trece cu camionul spre Ungaristan. Uite la mă că avem aici unu bucată pentru români. Oprim aici, ne luăm un cafe, mă. E exact la cine mă opresc și mă duc să-mi iau frumos o cafeluță. Ia uitați aici cum salvează butonul de avarii o cafea. O Costa. Am vrut aici în Petrom. Să ne activăm cum trebuie. Acum la 5 metri fac stânga, dar cred că fac stânga deodată cu tractorul. Este fii atentă că aveam aici o parcare exact în față la hotel și la bar. Puteam să vin până aici să fac pauză. Salvăm chestia asta. Băhardul intern din My Memory. Și am ajuns, mă băieții, mă. În camera, la fel cum facem prin majoritatea companiilor, nu facem o reclamă și ne vedem după. Ăla-i, mă, băiatule, mă. Am făcut brațex, am descărcat la mână 16 toni, bă, v-aș putea spaleta. Sunt mega musculos acum. Și acum, în acest moment, intrăm în stare de concediu. Merem la Craiova, v-am spus, pe traseul ăla frumos, Caransebeș, Orșova, Drobeta, acolo e mega, mega frumos, traseul ăsta l-am ales să merem încolo, mă băieții, să ne oprim undeva să mâncăm ceva, că ne este mega, mega foame, bine că am scăpat, de aici, după cum v-am spus, intrăm în stare de concediu din cauza că e relaxant traseul astăzi, e pe relax, de aici încolo, numai călătorim, călătorului stă bine cu drumul. Și dăm înainte să pută tot, băi, like, dă drum, băiețicu, dă drum pe acolo la cameră, pe la zona aia frumoasă de care vă zic eu, pe acolo, pe lângă Dunăre. Ia uite-ne, mă, băieții, bă. Ne-am cățărat și noi aici pe autostradă la Arad. Aici merem un ceas, vedem autostrada, ne relaxăm, intrăm în relax mode. Merem până la ieșirea din Lugoj. După aia de la Lugoj
aproximativ după Caransebeș începe traseul frumos. Pe unde pot spune că mi-e place foarte, foarte mult. Vremea se menține pe baricade, vine vara, 21 de grade. Ar trebui să-l depășim pe litoneanul ăsta că m-a plictisită drumul. Nu știu dacă e permisă depășirea, dar nu mai am nervi și răbdare să stau după el. Practic și prin urmare mă duc. Nu știu dacă a mere mai tare, a mere mai încet, momentan mere mai rău ca mie. Pe național o mers relativ bine, dar încă orice tare, tare și-o străcat mersul. Pedala prea ține. Deci nu pot să înțeleg chestia asta. Mă bag în depășire, nu merge până mă bag în depășire. După ce mă bag în depășire, când trec de jumatea lui, găsesc și pedala. Deci dă-o în spanac când fur și la urmă urmei. Vin acum înspre iată fi la Caransebeș, am mus în satul Sacu. Cu Sacu am venit. Și părerea mea despre drumul ăsta până aici e că e un drum foarte lejerean, mă, fraților. E un drum național lin, nu e foarte aglomerat. Se mere bine. Bine, eu am prins, am o betonieră de asta în față, o cifă care merge destul de până în 78 în afara localității. Dar totuși, până unde să margă și ăsta cu cifa? La un moment dat mă scap de el. Nu aduce betonul, betonul din ton, cimentul, beton ce din ton juries în altul. Și vreau să zic că se meare foarte, foarte bine. Chiar îmi place traseul ăsta. Bine, v-am spus la început că îmi place și în special de la Caraș încolo până la Craiova, pe bucata asta. Vreau să vă spun că e mega, mega frumos și merită vizitat zona asta, aici către Dunăre, și dacă nu ești în interes de servici, ci bestial. Mini market, de azi să vinim aici, avem loc să ne oprim. Caut de ceva timp un loc unde să mă acăzăsc, să-mi fac un pic de shopping, să-mi iau niște berause, că avem o pauză destul de lungă. Ne oprim pe la 3-4 după masă. Sau nu, de fapt undeva după 4 jumate până în 5. Și numai mâine la 8 jumate vin băjeții să mă descarce. Și am în vedere că e o vreme de asta frumoasă. Am scris și ce bere frumos. Cred că voi face pauză la taverna Sârbului, acolo cu botul la Dunăre. Așa mă gândesc. Încă nu sunt chiar 100% sigur. Da, am așa în cap să mă opresc acolo. Acolo să și mănânc și acolo să fac pauză, fiindcă vreau să spun că cred că e una dintre cele mai frumoase parcări din camioane care eu le-am întâlnit în România. Datorită poziționării camionilor cu botul către Dunăre și pe față, ceea ce Dunărea lângă este restaurant, nu știu, mi se pare foarte, foarte faină parcarea și zona aia.
Și dăm mai departe, mă, băieții, mă, în față, sigur o să vede pe GoPro, de acolo în ea, în față, se vede zăpada, sus pe munte, jos aici la noi, verde, primăvară, păi, adorabilă, ea, mai avem 19 km până la Caransebeș, până ajungem la Fernando de la Caransebeș. E foarte, foarte fain traseul ăsta. În continuare eu sunt fermecat și relaxat, așa, băcileanu mod. Nu mă grăbesc nicărea, că nu m-am mâinit descarc. Îi prinde gonguțe, au început să sezonul gonguțelor, s-a umplut parbrizul de... E crime. Efectiv, o grămadă de musculițe morte avem lipite pe parbriz. Sper ca totuși maxim până la Caransebeș să meargă asta cu cifra, că văd că mere mai rău, am un mere cu 74 în afara localității, o mai scăzut din viteza lui de croazieră. Sper să mă scap repede și să găsesc un supermarket, ca să nu-mi iau ca șmechere și ca bogați din Peco, din ca ce s-a răsturnat. Nu-mi iau ca bogați din Peco niște bere, am zis că mă opresc la un magazin și îmi cumpăr, să fie mai low cost. Și mai ce să-mi completez una alta, că nu am apă, mi s-a terminat apa, e cald și beau apă. Și eu de mai departe, mă, băieții mei. Mă, băieții, m-am trecut de Sadova Veche și vreau să vă spun că îs fiert, bă, fraților. Deci atât e frumos pe aici. E, efectiv, nu-ți vine a crede. Este un peisaj aici excepțional, efectiv. Aici printre munți, drumul ăsta șerpuit. E bestial. Bestial de frumos. Tot timpul mi-a plăcut când am ajuns în zona asta. Nu doar vede. Unde vedeam? Mai ce trebuie să-l depășesc după asta, mă, n-am făcut pe fază. Dar pugare. Nu mai apuc. Nu mai apuc să gata bani, dar băga mi-aș încă că n-am făcut pe fază. Mă peleam ochii. Bă. Încă n-am găsit un magazin unde pot să mă pot opri cu camionul pe partea asta. Dă pe partea alta, mă, zic, mă, ești că-i făcătură, mă. Să nu beau eu bere astăzi, mă. Dar nu se poate, bă, fraților. Un, doi. Magazin, un, doi. Pe stânga. Pe dreapta nimic. Bă, dar nimic, mă. Ce s-a întâmplat oare, oare? Sunt lucrări? Ne dăm drumul la stație. Ni fome. Caut un market. Dă-te-ți pe mine așa din totodată. Da, mă, băieții, mă. Aici am spre Teregova. Avem lucrări. Practic, dintre aceasta stăm. Să circulă la semafor. Mi-a zis ceva coleg care a fost pe aici nu de mult că să circulă la semafor pe multe zone. Dar na, asta e, cu toate nu putem fi. Foarte frumoasă această zonă. Nu mai pe prosta, în aproape că se oprește. Românica. Turup, turup. O le ușor la brechinește ce toarnă asfalt aici. Cum inhalează toxicitatea asta de la bitum. Mamă, ce ură miroasă. Mă, da, prea mult. Să reduc stația, că aici cea vorbesc colegii basculangii. Bine stau eu și mă gândesc, ultima dată când am fost pe sectorul ăsta de drum și atunci se turna asfalt, să-mi bapit sau nu-i dau sau
Am unii, dau seama de schema asta. Na, asta e. Băi, fraților, bă, ce foame mie, mă. Am avut acolo după Sadova, ceva restaurant e. Am unii, ești că-mi pare rău că nu m-am oprit să mănânc un pic. Aici colegii stând în coloană. Și pe mine mă așteaptă, cred că pe întoarcere sau de pe unii mă trimite Roxana de acolo. Băjeții, am rezolvat-o și pe partea cu Berosa. Ia uitați aici, ia uitați-vă la el. Profilocomo, băieții. Am găsit aici frumos păsat, eu nu știu exact unde este, cred că-s la Teregova. Am găsit frumos mâncărică. Zilnic la prețuri, prețurile cele mai mici. Găsiți un profi, băgați, bă, băieți, că găsesc și de mâncare, și de băut, și pe ce vreți voi, și gagici faine. Se dă mai departe, îmi desfac aici mâncarea în mărs și dau mai departe, spre Herculane. Ia uite de mă, băieți, eu am trecut și de intersecția cu băile Herculane. În momentul ăsta, pe sistem rachetă, ne îndreptăm către Orșova. E o zonă splendidă asta, deci atât am poate plăcea, cred că într-o altă viață eu am trăit aici, pe zona asta de băile Herculane Orșova, deci atât îmi place zona asta să-mi bag piciorul dacă nu. Zona asta combinată așa cu munți ăștia, dealurile astea mai mari, ce îs. Drumul ăsta șerpui pe aici între multă natură, verdeață, e excepțional, asta îmi place. Astăzi, până la urmă, unde ne parcăm, că aș rămâne și la tavernă, m-aș duce și până la Craiova, că cine știe ce încărcăm mâine și poate că îmi trebuie program. Nici nu știu ce să fac, am așa o pauză, n-am mai făcut niciodată pauză la Craiova, nu știu, adică am făcut, dar în cadrul unei... parcarea sediului unei companii de descărcat. Și nu cunosc parcări, sunt fer convins că sunt. M-am uitat un pic pe aplicația cu parcări care o utilizez în căutarea parcărilor. Și am văzut că sunt parcări, dar n-am făcut niciodată pauză pe acolo și nu știu cât e ok zona. Aici nu-i mai la îndemână, la tavernă, fiindcă am mai parcat aici de mai multe ori, am vis să fac pauză. Și e și faină, din numai adevărul. Poate ca să-ți vrea tare fain că suflă vântul pe aici și e posibil să fie o vântos acolo pe mal, e una într-una să se hunțuțe camionul. Uitați ce, nu știu cum se vede pe GoPro, dar o să pun și pe camera de bord shorturi unul pe altul pe traseul ăsta sau pe viteză mare să se vadă traseul, deci fenomenal zona asta, atât îmi poate plăcea. Am fost inclusiv la un moment dat în concediu aici la Orșova, am luat-o spre acolo la statuia lui Decebal. Mi-a plăcut la nebunie pe acolo. Am avut cazare la un hotel relativ micuț, piscină chiar pe malul Dunării. Din piscină puteai să ieși să calci pe un ponton și să sari și în Dunăre dacă vrei. Deci a fost foarte, foarte frumos. Și zona asta e specială, e foarte, foarte frumoasă. Asta e și alta nu e. De mai departe, către Orșova. Nu uitați, mă, băieți, mă, ce frumusețe și aici. Nu are cum să nu-ți placă zona asta. E o zonă excepțional de frumoasă. Dar uite aici ne-am fost în concediu și pe aici ne-am adus în dreapta. La statuie, la Decebal, pe lângă Dunăre pe aici.
bestialos, bestialos, nu ar ceva, ia uitați.